Și în această zi pe care o trăim, vedem încă Harul lui Dumnezeu care s-a înnoit în această dimineață față de noi și mai suntem în viață. Îi mulțumim lui Dumnezeu. Și o zi interesantă astăzi, ziua Tatălui. E bine să mai fie și ziua Tatălui, pentru că ne amintim noi care suntem tați și care vor deveni tați, că avem responsabilități. Și știu că Dumnezeu i-a încredințat lui Avram multe lucruri, pentru că a știut cine este Avram și a știut că el va învăța pe copiii lui. Și vreau să amintesc și mie și dumneavoastră că Dumnezeu vrea să ne cunoască și să știe cine suntem și dacă ne poate credința lucruri extraordinare nouă ca să le învățăm pe copiii noștri. Să știți că copiii caută după un erou. Și caută un erou. Alții caută eroi să fie un jucător de fotbal, alții caută eroi să fie cineva din filme. Și copiii caută un erou. Bine ar fi ca noi, părinții, să fim eroi copiilor noștri. Și când îmi vă întreba pe copiii sau pe nepoți ce vreți să fiu, vreau să fiu ca tata. Vreau să fiu ca bunicul. Domnul să ne ajute. Deci această zi ne aduce aminte de marile responsabilități pe care le avem noi ca părinți și ca bunici. Și asta ne vorbește fiecare dintre noi. Domnul să ne ajute să ne îndeplinim responsabilitățile pe care Dumnezeu ni le-a dat și să devenim eroi copiilor noștri și a nepoților noștri și a strănepoților dacă Domnul ne vom binecuvânta cu ei. Amin. În această zi o să Dumnezeu mi-a pus pe inimă un subiect care iar vreau să fie un subiect practic, să învățăm ceva practic. Am vorbit rândul trecut despre fiți sfinți, n-am vorbit despre cum să fim sfinți, am vorbit despre fiți plini de Duh, dar acum, ca să pot să vorbesc despre sfințenie, trebuie să abordez un alt subiect. Și subiectul care Domnul a pus pe inimă este despre mântuire și neprihănire. Sunt atâtea teorii care circulă despre mântuire, dacă suntem salvați, dacă vom ne pierdem salvarea, dacă... Sunt multe, multe teorii, dar aș vrea ca ceea ce Dumnezeu mi-a arătat și când am început acest subiect, am crezut că știu foarte multe despre el. Dar mi-am dat seama că știu foarte puține. Și am studiat mult și încă mai am de studiat și vreau să vă spun la ce concluzie am ajuns eu. Nu înseamnă că asta e adevărul absolut, dar ceea ce am tras eu din Cuvântul lui Dumnezeu, învățăturile care le-am tras și vreau să vi le părtășesc și dumneavoastră. Vreau să vă zic că beneficiarul acestor învățături, în primul rând, sunt eu și eu sunt beneficiar de două ori și de trei ori probabil, în schimb, dumneavoastră sunteți beneficiar numai o dată, ca acum le auziți. Dar eu le-am și judecat, le-am și rugat pentru ele și le-am și pregătit și sunt beneficiar și acum când le mai spun încă o dată. Deci mântuire, neprihănire. Despre sfințenie o să fie un alt subiect. După ce încercăm să înțelegem ce vrea să ne spună Dumnezeu despre mântuire. Noi știm că omul a căzut în păcat. Când a căzut în păcat, el a devenit mort spiritual față de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a pregătit un plan pentru ca omul să poată să redevină la ceea ce Dumnezeu l-a creat de la început. Și acest plan a fost planul prin Domnul nostru Iisus Hristos. Ca noi să putem redeveni din nou așa cum a fost de la început, cineva a trebuit să plătească pentru păcatul care noi l-am făptuit. Și acel cineva care a plătit pentru păcatul pe care noi l-am făptuit a fost Dumnezeu care l-a rânduit pe Fiul Său ca să plătească pentru noi, pentru ca să satisfacă dreptatea lui Dumnezeu cu privire la noi. Și această jertfă care a fost dată pentru noi prin Iisus Hristos a satisfăcut pe deplin, 100%, cerințele dreptății și neprihănirii lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! În 2 Tesaloniceni 1:13 spune așa: noi, însă frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu ne-a ales pentru mântuire. El nu ne-a ales pentru iad, ci ne-a ales pentru rai. Și să fim foarte conștienți că fiecare dintre noi
Dumnezeu nu l-a hotărât de la început ca să meargă în pedeapsa veșnică, ci scopul lui Dumnezeu pentru om a fost, El ne-a ales pentru ca noi să fim mântuiți, să fim salvați. Chiar dacă am căzut în păcat, chiar dacă am trăit și nu mai suntem morți față de Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu este ca noi de acolo să ne salveze, adică să ne mântuiască și să fim după placul lui. În sfințenie, Duhului și credința adevărului. Unde am fost noi? Care a fost locul unde am fost noi? În Efeseni 2:1 spune, voi erați morți unde? În greșelile și în păcatele noastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, între ei eram și noi odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești. Deci vă dați seama unde am fost, cât de departe am fost de Dumnezeu. Prin orice faptă care am fi făcut-o noi, prin orice efort care l-am fi făcut noi, noi nu puteam ca să ieșim din această stare, ca să putem să devenim, să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Așa? Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, slăvit să fie numele Lui, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. De ce ne-a iubit așa de mult? Pentru că noi am fost coroana creațiunii Lui. Când ne-a făcut pe noi, El s-a gândit la noi înainte de temerea lumii. Vă dați seama ce importanți suntem noi în ochii lui Dumnezeu. Și El ne-a iubit foarte mult, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți prin credință. Deci, noi nu avem niciun aport în ceea ce, în planul lui Dumnezeu. Absolut niciun aport. Prin Adam noi am fost morți în păcatele noastre și am fost în întuneric. Am fost sub puterea satanei, am fost în împărăția celui rău. Trăiam în poftele firii noastre pământești și eram copii ai mâniei. Dar Dumnezeu a avut un plan de răscumpărare. Prin Iisus Hristos avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor. Slăvit să fie Domnul! Pentru că El nu ne-a lăsat acolo să stăm departe de El, nu ne-a lăsat acolo să stăm în starea aia departe de Dumnezeu și El a făcut un plan pentru noi. A fost nevoie de această jertfă ca să plătească acest preț. În Tit 3:1 spune, El ne-a mântuit, El ne-a salvat. Mântuit înseamnă salvat. Nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea, pentru harul Lui, prin spălarea moștenirii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Deci la această mântuire a lucrat Iisus, a lucrat Tatăl și a lucrat Duhul Sfânt. Toată dumnezeirea, Dumnezeu în cele trei persoane, a fost prezent și a fost interesat de noi, de mântuirea noastră, ca noi să devenim din nou copii al lui Dumnezeu, slăviți să fie noi. Ne-a mântuit, am fost mântuiți prin har și prin credință. Și asta nu este de la noi, ci totul este intenția lui Dumnezeu, tot planul lui Dumnezeu. În Roman 10:9 spune, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, vei fi salvat. Mântuirea se capătă prin credință și tot prin credință suntem socotiți și neprihăniți. Deci în momentul mântuirii noastre s-a mai întâmplat ceva. Dumnezeu s-a uitat la jertfa Domnului Iisus Hristos și nu ne-a mai văzut păcatele noastre. Nu ne-a mai văzut în locul unde am fost, ci le-a acoperit și El ne-a văzut pe noi curați și sfinți. Deci am căpătat un nou statut înaintea lui Dumnezeu. Crezând în această mărturisire cu gura că El este Dumnezeu și a înviat din morți, noi putem să căpătăm această iertare a păcatelor fără ca noi să avem vreun aport la ea. Singurul aport al nostru este să credem. Să credem că jertfa asta care a fost dată și care a fost făcută a fost suficientă și de ajunsă ca crezând în ea noi să căpătăm și să căpătăm un alt statut în fața lui Dumnezeu. Un statut de om salvat și un statut de om fără prihană. Deci socotit neprihănit. Noi nu suntem neprihăniți, ci suntem socotiți neprihăniți. Deci se uită la noi ca și la niște oameni care nu au făcut nicio vină, slăvit să fie numele Lui. În Roman 3:24 spune, și sunt socotiți, justificați neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus,
Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, că își trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungă a Lui răbdarea Lui Dumnezeu. Pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui, adică dreptatea Lui, și în așa fel încât să fie neprihănit drept și totuși să poată socoti pe cel neprihănit, pe cel ce crede în Iisus neprihănit. Ce s-a întâmplat aici? Deci, ca noi să putem fi, ca El să ne vadă pe noi neprihăniți, El trebuia să satisfacă neprihănirea Lui, să nu fie pătată neprihănirea Lui Dumnezeu. Și atunci, jertfa aceasta pe care Dumnezeu o acceptat-o pe Iisus, pe Fiul Său, a fost suficientă, 100%, ca să fie și El neprihănit și să ne socotească și pe noi neprihăniți care credem în El. Slăviți să fie Domnul! Satana nu putu să îl atace aici, pentru că în dreptatea lui Dumnezeu, el, o jertfă aceasta, a satisfăcut toate cerințele neprihănirii lui Dumnezeu. Și așa că el a rămas neprihănit, noi am devenit neprihăniți prin credința în Domnul nostru Iisus Hristos, slăviți să fie numele Lui. În 1 Corinteni 6,11 spune, și așa erați unii din voi, știți cum am fost noi, prinde fără de lege, prinde păcat, dar ați fost spălați. Deci nu numai că ne-o iertat, adică ne-o scos din împărăția aceea de departe de Dumnezeu, a satanei, și ne-o dus într-o împărăție a luminii, dar ne-o și spălat. Deci ne-o curățat, că acum când am venit în fața Lui după ce am spus credință înaintea Lui Dumnezeu, noi suntem curățați, El ne vede curați, curați, fără nicio pată, fără nicio zbârcitură sau ceva de felul acesta. Ne vede foarte curați și suntem salvați, adică nu mai aparținem lumii acelea a păcatului, da? Ci aparținem Lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Deci așa că erați unii din voi, așa, ați fost spălați, ați fost sfințiți. Ce înseamnă asta? Că ne-au pus într-o altă poziție. Deci din poziția în care am fost departe de Dumnezeu, ne-a pus într-o altă poziție ca să fim al lui Dumnezeu pentru totdeauna. Ajută-ne, Doamne, să rămânem în poziția în care Dumnezeu ne-a pus, că El a făcut lucrarea Lui. Și prin așa, în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Deci cum am spus, la această lucrare care nu a fost inițiativa noastră, nu a fost nimic din partea noastră, ci totul a fost inițiativa lui Dumnezeu, au fost prezenți și Duhul lui Dumnezeu, și Domnul Iisus Hristos, și Tatăl. Slăvit să fie numele Lui. Aș vrea să dau o ilustrație ca să înțelegem mai bine lucrul acesta. De exemplu, dacă cineva, o persoană, este condamnată la moarte și înainte de a fi condamnat la moarte, vine altcineva și spune, eu vreau să mor pentru persoana respectivă și persoana respectivă să fie iertată de toate păcatele și fără legile care le-au făcut. Eu vreau să iau asupra mea, aia a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Și nu numai atâta, dar vreau să dau și drepturile unui om care nu a făcut nimic. Acum, persoana respectivă poate să spună, am șansa să accept această ofertă sau am șansa să o refuz. Cei ce au acceptat această ofertă sunt cei ce cred în jertfa Domnului Iisus Hristos și sunt copii al lui Dumnezeu. Dar problema este alta. După ce a ieșit afară de acolo din închisoare și a primit un nou statut, deci lumea se uită la el ca și un om curat, un om care nu a făcut niciodată nicio problemă, un om salvat, deci numai trecutul lui s-o știți complet. Dacă el continuă și se întoarce la lucrurile pe care le-a făcut înainte, ce se întâmplă cu el? Se va întoarce înapoi. Și va trebui din nou să fie o altă jertfă sau o altă persoană care se margă să răscumpere. Așa că este foarte important ca poziția pe care ne-a pus Dumnezeu fără plată, fără intervenția noastră, fără ca să contribuim noi cu ceva la ea, asta a fost mântuirea noastră. N-am avut niciun merit, absolut niciun merit, nicio faptă. Dar problema este că după ce ne-am căpătat acest statut pozițional,
Deci noi pozițional față de Dumnezeu suntem salvați, nu mai avem probleme cu păcatul, nu mai suntem robi ai păcatului pentru că am intrat într-o altă împărăție și tot pozițional suntem considerați neprihăniți, socotiți neprihăniți. Adică se uită la noi ca și cum noi n-am făcut niciodată niciun păcat. E, acum ce facem cu această stare? Am ieșit de acolo, din închisoare, am toate, ni s-a oferit acest har, acest dar al lui Dumnezeu și acum problema este ce facem noi? Ne păstrăm poziția în care Dumnezeu ne-a pus ca salvați și ca neprihăniți, ca mântuiți sau neglijăm această onoare, acest har, această binecuvântare pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și aici intervine decizia noastră. Deci, pentru mântuire, noi n-avem nimic. Niciun aport. Pentru salvare, n-avem nimic. Niciun aport. Dar, odată ce am fost salvați, odată ce am fost mântuiți, este ca noi să ne păstrăm poziția în care Dumnezeu ne-a așezat. Amin? Aici e problema. Aleluia. Deci în momentul când Dumnezeu ne-a iertat, înăuntru nostru, în interiorul nostru, nu s-a petrecut mare lucru. S-a petrecut doar că noi am crezut în Dumnezeu, s-a petrecut doar că Duhul lui Dumnezeu ne-a convins că am păcătuit și s-a mai petrecut ceva, că noi ne-am dat seama și am acceptat oferta lui Dumnezeu. Dar firea pământească era acolo, a rămas acolo. Obiceiurile rele au rămas acolo. Și multe alte lucruri, din lucrurile care am făcut înainte, încă mai erau cu noi. Și acum problema este, care e poziția noastră și cum va trebui ca noi să ne păstrăm și să ne ducem mântuirea până la capăt. În 2 Corinteni 2 cu 15 spune: în adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Iisus Hristos prin cei ce sunt pe calea mântuirii și pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Deci două sunt două căi. Am ieșit de acolo, Dumnezeu ne-a izbăvit, ne-a salvat din locul ăla în care eram, în care nu puteam să ieșim singur niciodată, nu numai atâta, ne-a spălat. Și după aia s-a uitat la noi ca și la oameni care nu avem nicio pată. Și acum avem aceste două căi. Mergem pe calea mântuirii sau mergem pe calea pierzării. Aici nu-i decizia lui Dumnezeu. Aici e decizia noastră. Și doresc ca în această seară să înțelegem că pentru mântuirea noastră n-am făcut nimic. Pentru ca noi să devenim, să ne socotim de prin noi, n-am făcut nimic. Dar ca să ne menținem poziția în care Dumnezeu vrea ca să fim, este datoria noastră 100%. 100%. În Iacob 1 cu 24 spune: frații mei, ce-i folosește cuva să spună că are credință și a fost mântuit, că a avut credință, da? Dacă nu are fapte, poate o are credința aceasta să-l mântuiască din nou? Nu se poate. Credința asta nu mai are nicio valoare. Deci, noi trebuie ca să intrăm în această stare de har, să acceptăm acest dar al lui Dumnezeu, dar așa cum noi când am venit din România în Australia, legile din Australia n-aveau nicio valoare pentru noi când eram în România. Dar în momentul când am păsit pe pământul australian, aceste legi au devenit pentru noi adevărate. Le-am călcat, trebuie să ne plătim pedeapsa. Tot așa, Dumnezeu când am fost acolo în păcat și în ăsta, legile lui Dumnezeu n-aveau nicio valoare asupra noastră, pentru că deja eram condamnați de păcatul nostru. Dar în momentul când am acceptat acest har al lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a spus, cum putem să ne menținem salvarea și cum să ne menținem neprihănirea. Amin? Deci aici este problema noastră. Pentru că se circulă aceste învățături. Ai fost salvat? Gata.
Fraților, am fost salvați, s-a plătit o jertfă. Dar dacă eu mă întorc înapoi acolo și neglijez ceea ce s-a plătit pentru noi, nu știu cine va mai plătea a doua jertfă. Și atunci vom zice, dar ce facem cu căderile noastre? Ce facem cu păcatele noastre? Da? Pentru căderile noastre și păcatele noastre, Dumnezeu ne-a dat soluție. Mărturisiți-vă păcatele și este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice fără de lege. Deci avem soluția, Dumnezeu ne-a dat tot ceea ce avem nevoie ca să putem trăi o viață sfântă și plăcută. Roman 6:22. Și acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat, mântuiți, și v-ați făcut robi al lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințenia. Deci, trebuie să se vadă, datorită faptului, ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, trebuie să se vadă un rod, a rod sfințenia. Așa. Și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Deci, am fost mântuiți, trebuie să lucrăm mântuirea și să fim mântuiți de mânia viitoare. Are trei trepte. Am fost mântuiți la trecutul ăsta, nu participăm cu nimic, da? Dar ca să ne ducem mântuirea până la capăt, este aportul nostru și dacă ne ducem mântuirea până la capăt, Dumnezeu ne va da încă o mântuire, adică ne va salva despre de mânia viitoare a lui Dumnezeu. Deci are acele trei aspecte. Am fost mântuiți, crește spre mântuire sau Dumnezeu ne ajută să zdrobim puterea păcatului. Să nu mai fim robi ai păcatului. El zice, până acum voi ați fost robi al păcatului, ați fost robi al lucrurilor rele, dar acum când ați trecut în altă împărăție, nu mai fiți robi acolo. Dar dacă noi rămânem tot robi, mai suntem salvați. Dacă toți suntem robi ai păcatului, mai suntem salvați. Nu suntem, înseamnă că nu suntem salvați dacă suntem robiți de păcat, nu? Deci salvarea înseamnă că am scăpat de ele, Dumnezeu ne-a scos afară. Deci, fraților, când păcătuim, noi ne întoarcem înapoi și să ne punem întrebarea, oare suntem salvați? Am fost salvați, am fost mântuiți, am acceptat această ofertă a lui Dumnezeu. Că dacă noi suntem legați de păcat și ăla ne conduce, înseamnă că suntem robii celui de care ascultăm. Domnul să ne ajute ca mădularele noastre să nu mai fie robe ale păcatului, ci să fie robe și să facem voia lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne! În ce privește neprihănirea? În momentul când am crezut, am fost mântuiți, adică salvați, s-a plătit totul pentru păcatul meu, în acel moment Dumnezeu ne-a considerat fără păcat și fără vină, neprihăniți. Pentru că cineva a plătit totul pentru noi. Exact așa cum ai o amendă de la taxation și cineva vine și îți plătește și șterge amenda. Tu, în fața taxei, ești curat. Exact așa s-a întâmplat și noi, cu noi. În fața lui Dumnezeu ne-am primit un nou statut, o nouă poziție, pe lângă aceea de salvat, adică scos de acolo, o poziție de om curat, fără vină și fără niciun păcat. Și Dumnezeu acum se uită la noi, la fiecare dintre noi, atunci când l-am crezut pe Domnul, ca niște oameni care nu au nici o vină. Curați, curați, curați. Deci Dumnezeu și-a făcut lucrarea Lui. Dar acum noi această neprihănire e partea noastră. Trebuie să o ducem până la capăt. Deci în noi, în momentul ăla, nu s-a schimbat nimic. Mintea noastră a fost aceeași, gândurile noastre rele erau acolo, dar Dumnezeu ne-a dat ceva în plus, ne-a dat o putere a lui Dumnezeu ca noi să, prin credința în El, să putem să învingem aceste pofte și să putem să ne debarasăm de ele. Noi, astea nu se întâmplă la moment, ci astea vin treptat, încet, încet. De-aia zice că să fiți plini de Duh, adică Duhul odată să ne ia mintea noastră, gândurile noastre, prioritățile noastre și așa mai departe, să le ia în control. Și atunci, cedând fiecare, noi ne sfințim, ne devenim mai mult ca Hristos. Și asta vrea Dumnezeu de la noi. Deci, pozițional,
În fața lui Dumnezeu, noi suntem considerați. Deci să nu credem că suntem neprihăniți. Suntem considerați, adică să uită prin jertfa lui Hristos la noi, prin decizia pe care am luat, și El ne vede pe noi neprihăniți. Dar acum noi trebuie să ne păstrăm ceea ce Dumnezeu, poziția în care Dumnezeu ne-a pus ca om neprihănit. În 2 Petru spune așa: Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Cum? Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui. Deci Dumnezeu a pregătit totul pentru noi, ca noi neprihănirea asta care am căpătat-o, prin care El se uită la noi, să putem să o păstrăm până la capăt. Și această neprihănire ne va duce și va duce până în veșnicie. Aleluia. Amin? Doamne ajută-ne! Prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele, prin aceste făgăduințe, să ne facem părtași firii dumnezeiești. Auzi? Auzi până unde merge? Să devenim în unele lucruri aproape așa cum e Dumnezeu. Să ajungem la desăvârșire. De desăvârșirea asta nu o să o obținem pe pământul ăsta. Dar când vom fi cu El, vom fi desăvârșiți. Dar noi trebuie ca să ne luptăm și să devenim părtași firii dumnezeiești. După ce am... Ca să putem deveni acolo, zice că prima dată trebuie să fugim de stricăciunea care este în lume prin pofte. Deci ăsta e primul pas în a ne păstra locul în care ne-a pus Dumnezeu. Statutul ăsta de neprihănit. De ca să ne putem păstra statutul ăsta, primul lucru trebuie să scăpăm de aceste pofte care se răzbesc cu sufletul și apoi să ne uităm la făcăduințele lui Dumnezeu și astea ne dau putere, ne dau adrenalină, da? Ca să putem să devenim mai curați, mai sfinți, mai neprihăniți pentru Domnul. De aceea, dați-vă toate silințele. Deci lucrul ăsta nu se face așa simplu, fără luptă. Aici este luptă pe viață și pe moarte, pentru că firea pământească și împărăția aia din care noi am ieșit afară va căuta tot mai mult ca pe noi să ne tragă înapoi. Dar slăvit să fie Domnul, că El ne-a dat tot ce ne trebuie ca să putem să luptăm. Și atunci să ne dăm toată silința ca să unim cu credința noastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia și cu evlavia dragostea de frați și cu dragostea de frați iubirea de toți oamenii. Ne-am vrea ca să iubim pe frați, dar nu se poate, nu e așa ordinea. Deci noi prima dată trebuie ca să ne dăm toate silințele ca cu credința noastră, ceea ce noi credem, să punem în practică. Să punem în practică. Și atunci noi, când Dumnezeu ne-a dat, dacă Dumnezeu ne spune lasă-te de asta și noi suntem rebelioși, adică nu ascultăm de Dumnezeu. Deci nu e ok atitudinea asta, e păcat înaintea lui Dumnezeu. Deci Domnul să ne ajute ca noi să ascultăm de ceea ce ne învață Dumnezeu și să le punem în aplicare. Ăstea sunt pentru noi ca să le punem în aplicare, nu pentru ca să le învățăm, ca așa spune Biblia. Deci ăstea trebuie să le punem în aplicare. Crezi? Atunci dacă crezi, dovedește prin faptele tale. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori, în ce privește de plină cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă noi facem lucrurile acestea, vom cunoaște mai mult pe Domnul Iisus Hristos. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică. Doamne ajută-i! Deci, Dumnezeu ne-a pus în starea aia de neprihănire. Să uită la noi în statutul ăsta, în starea asta de neprihănire. Dar Dumnezeu ne-a dat toate resursele ca această stare de neprihănire care El ne vede, ne consideră, noi să putem duce până la capăt. În Iunul Ioan 3 cu 7, copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește neprihănire, este neprihănit. Cum El însuși este neprihănit. Să nu ne înșelăm că făcând păcat, credem că suntem neprihăniți, considerați neprihăniți. S-a terminat. S-a terminat, nu se mai poate.
Ai fost atunci, s-a întâmplat, n-am făcut niciun, n-am avut niciun afect, nimic din partea noastră ca să ne considere neprihăniți. Totul s-a făcut prin Harul lui Dumnezeu. Dar acum, ca să ne păstrăm această stare, trebuie ca noi, este partea noastră. Doamne ajută-ne! Că mulți spun, păi nu contează, dacă ți-ai dat viața Domnului, e deschis cerul, du-te! Nu e așa, fraților. Că spune așa copilașul, nimeni să nu vă înșele. Ascultați, cine trăiește în neprihănire, este neprihănit. Cine nu trăiește în neprihănire, ce înseamnă a fi neprihănit? A fi în lucrurile pe care le faci să nu ai păcat. Și acest lucru nu se poate dintr-o dată. Dar Dumnezeu a spus așa că cel neprihănit, adică cel care vrea să trăiască în neprihănirea, și de șepte ori de pică, iar se ridică. De ce? Pentru că i-a dat toate resursele. Duhul lui Dumnezeu e acolo cu el, îndemnurile Duhului sunt cu el, da? El îi dă puterea prin Duhul Sfânt ca să fie, să poată să treacă peste aceste încercări și spune că nu îi dă nimănui nu îi dă mai mult decât poate duce. Deci Dumnezeu e în control și Dumnezeu nu ne va da mai mult ca noi cât putem duce. Și așa că prin credința în el, noi putem să fim păziți de puterea lui Dumnezeu. Deci, în Iacob 2:24 spune, vedeți ce că omul este socotit neprihănit prin fapte, nu numai prin credință? Deci, Domnul să ne ajute ca aceste lucruri să se întâmple în viața noastră. Deci, am fost mântuiți, am fost socotiți neprihăniți și noi trebuie să păstrăm această poziție de mântuire, de salvat și de prihănire, fără păcat. Doamne, ajută-ne la aceasta. Deci Dumnezeu a făcut totul pentru noi, dar uite că este și partea noastră, ca să păstrăm ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Mântuirea în viitor, deci mântuirea a fost în trecut, este mântuirea în prezent, adică salvat de păcat în timpul cât trăim aici, să nu fim robi ai păcatului, dar mântuirea este și în viitor. În viitor. Zice în Roman 5:9, deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți, prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia viitoare. Deci există o altă mântuire, o dată salvare. Va veni o mânie peste întreg pământul, dar noi fiindcă ne-am păstrat starea de salvați și de neprihăniți, atunci din nou această mântuire sau această salvare ne va salva în momentul acela când mânia lui Dumnezeu va veni peste întreaga lume. Deci are efect și în viitor. Efectul din trecut, rezolvat de Dumnezeu, efectul din prezent care ne aparține nouă și efectul din viitor care e tot al lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Matei 24:13. Dacă cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Deci mântuirea este și în viitor. În Iacob 1:21 spune, de aceea lepădați orice necurăție, orice revărsare de răutate, și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele, de ce? De mânia viitoare. Deci dacă noi ne păstrăm salvați, mântuiți, dacă noi ne păstrăm neprihănirea aia, care Dumnezeu ne-a dat-o și ne-a atribuit-o, ne-a pus în starea de neprihănire, când vine mânia cea viitoare, noi suntem cu Domnul. Slăviți să fie Domnul! În ultimul Timotei 5:1 spune, dar voi care sunteți fii ai zilei, să fiți stregi și să nu ne îmbrăcăm, ci să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Deci, privirile noastre trebuie să fie în viitor și atunci ne dă putere ca să trăim prezentul. Doamne, ajută-ne! În Petru 1:5 spune, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Pentru ce? Pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Deci mântuirea a fost în trecut, este în prezent cu noi și va veni în vremurile de apoi și Dumnezeu ne va mântui atunci când vor veni toate fără de legile peste întreg pământul. Pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Deci, odată mântuit, pe veci mântuit nu există. Deci am fost mântuiți, da, n-am făcut noi nimic pentru asta, dar noi trebuie să ne păstrăm mântuirea, salvarea asta, păstrarea mântuirii, adică salvați de păcat, să nu mai avem nimic cu păcatul și atunci în viitor Dumnezeu,
ca sfârșit al credinței noastre, ne va da mântuirea sufletelor noastre. Slăviți să fie Domnul! Deci, mântuiți, păstrăm mântuirea, vom fi mântuiți și vom fi mântuiți de mânia viitoare. Neprihănirea mea, am 3 minute chiar în timp. Matei 25:37. Atunci, cei neprihăniți se vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci și fiindu-ți sete și ți-am dat să bei? Deci, dacă noi ne păstrăm neprihănirea aia pe care Dumnezeu ne-a considerat prin jertfa Domnului Iisus Hristos, când va veni judecata, o să spună: treceți la dreapta voi. Și Domnul să ne ajute ca asta să răspunde și în viitor, vedeți? Că dacă nu ne păstrăm și am rămas numai la ceea ce ne-a considerat Dumnezeu, noi nu ne va spune celor neprihăniți. Și va spune celorlalți. În Romani 5:19, deci cu atât mai mult, acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.